La PSD nimic nu este întâmplător. Este criza care este în interiorul PSD-ului. Așa se manifestă. N-ați văzut, nu e prima dată când PSD-ul se filmează unul pe altul și se dau pe surse în presă. Știți vestitul filmuleț care oară? Așteptăm și noi finalitatea. Nu e prima dată, dar o să fie ultima oară? Pur și mai tolerați felul ăsta de a guverna? Mass media resurse să poată să le... Pur și cât veți tolera chestiunile de genul ăsta? Că dumneavoastră vă preocupați de alte lucruri. Primul ministru a fost categoric la întâlnirea coaliției de ieri și a cerut colegilor de la PSD să ne manifestăm strict în interiorul protocolului, cu alte cuvinte, orice altă ieșire din cadrul protocolului va fi sancționată și o să vedem acest lucru în ce constă. Cel de-al doilea aspect, am cerut colegilor de la PSD să nu transporte conflictul intern în cadrul coaliției de guvernare. Avem o criză, este suficient de grea în această perioadă și va trebui să ne luptăm cu această criză, nu și cu una politică pe care PSD-ul încearcă să o transfere, din rațiuni politice în guvern.